Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Vera Ciocan, bine v-am găsit la știrile Accent Info. O serie de subiecte importante au fost discutate astăzi de către conducerea de vârf a țării în cadrul ședinței săptămânale în formatul președinte-speaker-premier. Printre acestea se numără creditul din Federația Rusă, alegerile prezidențiale, dar și alte aspecte de interes public. Detalii în continuare. Cel mai probabil, zilele acestea vor fi reluate negocierile referitor la acordarea creditului din Federația Rusă în sumă de 200 de milioane de euro. Am decis ca în următoarele zile Guvernul Republicii Moldova să se adreseze Guvernului Federației Ruse pentru a iniția o procedură nouă de negocieri asupra creditului de 200 de milioane de euro pentru necesitățile Republicii Moldova. Probabil săptămâna curentă, la ședința Guvernului, o astfel de inițiativă va fi lansată. Tot astăzi s-a decis că joi va fi convocată ședința Consiliului Suprem de Securitate. Subiectele puse în discuție țin de furtul miliardului și aeroportul internațional Chișinău. Sunt mai multe subiecte importante, dar două de interes național. Furtul miliardului și aeroportul internațional Chișinău. Pe ambele subiecte avem progrese și eu cred că anume prin aceasta se explică frica unor deputați care în ultimul timp fac diferite mișcări, încearcă să facă diferite mișcări în Parlament. Totodată, în scurt timp, ar putea fi anunțată data alegerilor prezidențiale. În acest sens, acestea nu vor fi amânate și nici anulate. Cel mai probabil, data de 1 noiembrie va fi declarată ziua alegerilor prezidențiale. Președintele va propune majorității parlamentare o inițiativă în acest sens. Am decis să propun Parlamentului să numească prin hotărâre de Parlament data de 1 noiembrie, ziua alegerilor prezidențiale. Vă amintesc că alegerile președintelui pot avea loc în perioada 23 octombrie-23 noiembrie. De aceea propun majorității parlamentare la următoarea ședință a Parlamentului să numească data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie 2020. Deputații PSRM au înregistrat un proiect de hotărâre care prevede organizarea alegerilor prezidențiale la data de 1 noiembrie 2020. Documentul a fost publicat de socialistul Vasile Bolea, președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Am înregistrat un proiect de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor președintelui Republicii Moldova. Conform articolului 109, aliniatul 3 din Codul Electoral, Parlamentul stabilește data alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor. Am propus ca data alegerilor să fie stabilită pentru 1 noiembrie 2020, a scris Bolea. Precizăm că astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, șeful statului Igor Dodon a anunțat că va propune Parlamentului ca alegerile prezidențiale să aibă loc pe 1 noiembrie. În scurt timp se împlinesc 6 luni de când guvernul condus de Ion Chicu a fost investit. Iată de ce președintele țării a venit cu o opinie referitor la activitatea cabinetului de miniștri în această perioadă. E un guvern asumat care știe să facă față diferitor probleme. Este aprecierea venită din partea șefului statului. Eu consider că aceste 6 luni au demonstrat că în fruntea guvernului avem o echipă de profesioniști, de oameni responsabili, care au făcut față și fac față în continuare la toate provocările. Vă amintesc, la sfârșitul anului trecut, când a fost numit guvernul Chicu, cei care au guvernat până atunci erau siguri că o să intrăm într-un colaps energetic. Vă aduceți aminte, nu va fi gaz, va fi într-o situație foarte dificilă. Guvernarea a depășit acea provocare și a gestionat situația. La începutul anului curent, toți spuneau că fără finanțare externă, Republica Moldova nu va supraviețui. Conducerea guvernului, guvernul Chicu, a depășit această situație, a gestionat, a majorat încasările în buget din sursele interne. Președintele a dat aprecieri și modului în care actualul executiv gestionează criza provocată de COVID-19. Oponenții spuneau că nu vom face față. Dar haideți să recunoaștem că
guvernarea, guvernul Republicii Moldova a gestionat această situație cu pierderi minime. Și practic la marea majoritate a indicatorilor, chiar aici o prezentare mi-a dat-o doamna ministru dimineață, noi suntem plasați mult mai bine decât marea majoritate a țărilor membri ale Uniunii Europene. Încă 68 de cazuri noi de COVID-19, 22 de persoane tratate și 7 decese. Sunt datele actualizate ale cazurilor de COVID-19 prezentate astăzi de Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Astăzi avem înregistrate 68 cazuri noi de infecție COVID-19, cazuri totale 4.995, cazuri active 2.839. Au fost realizate teste 481. Șefa de la Sănătate a mai făcut publice și informațiile referitoare la numărul persoanelor care au fost externate în ultimele 24 de ore. Numărul de persoane vindecate, avem plus 22 de persoane, totală sunt 1980. Pacienți infectați, 251 se află în stare gravă, dintre ei 21 sunt conectați la respirație asistată. Primarul general de Chișinău a îndemnat oamenii la maximă prudență și respectarea pe mai departe a regulilor dictate de pandemie. Totodată, Ion Ceban a solicitat șefilor serviciilor primăriei să își îndeplinească atribuțiile, astfel încât planurile de infrastructură și de dezinfecție și de deratizare să fie respectate în proporție de 100%. Unele restricții rămân în vigoare. Asta privește piețele și centrele comerciale, dar și saloanele din comunitățile țară care încă rămân închise, urmează să fie luate deciziile la nivel central, după care ne vom acorda la nivel local. Rămânem precauți cu privire la medicii noștri, maximă atenție, vă rog, și să monitorizăm fiecare situație pentru a nu avea cazuri de îmbolnăviri, la fel ce ține de fiecare angajat din direcții sau subdiviziuni. Preturile, direcția comunal-locativă, spațiile verzi au fost îndemnate să monitorizeze procesul de curățare a spațiilor verzi, cu excepția parcurilor afectate de secetă. Totodată, primarul de Chișinău a solicitat ca miercuri sau joi să fie organizată o ședință cu primarii din suburbii. Preturile, direcția comunal-locativă, spațiile verzi sunt zone, dacă vreți, eu am să vă transmit, multe zone, inclusiv în sectorul centru, unde e cea mai multă lume, unde avem iarbă până la brâu, unde este nevoie interveniți, dar nu interveniți și printre parcuri unde, de exemplu, la sectorul Rășcani, unde în urma secetei avem o problemă. Interveniți acolo, într-adevăr, este nevoie. Începând de astăzi, 11 mai, se redeschid piețele, cu excepția celor amplasate în municipiile Chișinău și Bălți. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, administratorii piețelor trebuie să asigure respectarea unor cerințe, precum distanțarea socială, dotarea vânzătorilor cu produse de protecție, plasarea dezinfectanților la intrare și o serie de alte măsuri. Pe data de 15 mai, se finalizează perioada de urgență. Astăzi am discutat și cel mai probabil nu vom prelungi starea de urgență în Republica Moldova. Au fost scoase treptat mai multe restricții. De astăzi au început să activeze piețele în Republica Moldova, cu excepția municipiului Chișinău și Bălți, unde concentrația ar putea fi foarte mare. Totodată, de astăzi iese din carantină orașul Glodeni, după ce în urmă cu câteva zile a fost ridicat acest regim la Soroca, în satul Brânzeni, din raionul Iedineț, precum și în localitățile Etulia și Cișmichioi, în regiunea Găgăuză. Totodată, rămân în carantină orașul Ștefan Vodă și satul Talmaza, din același raion. Tot de astăzi, 11 mai, Agenția Servicii Publice reia serviciile de documentare a populației, inclusiv de eliberarea buletinelor de identitate și a pașapoartelor. Din data de 10 mai, sunt permise activitățile religioase în aer liber, la care participanții trebuie să poarte măști de protecție și să respecte distanța socială. Totodată vor fi reluate cursele avia. După data de 15, vom lua decizii de a scoate interdicțiile pentru cursele avia.
doar cu țările unde astfel de interdicții au fost scoase. Autoritățile au anunțat că odată cu ridicarea stării de urgență prevăzută la 15 mai, rămân în vigoare și trebuie respectate restricțiile privind distanțarea socială și aflarea în spațiile publice a grupurilor mai mari de 3 persoane. Toate bisericile din Durlești au intrat în carantină. Lăcașurile sfinte vor fi închise pe o perioadă de 2 săptămâni. Decizia a fost luată în cadrul ședinței punctului local Durlești de dirijare în situații excepționale. Potrivit deciziei, orice activitate a bisericilor este suspendată, cu excepția înmormântărilor, la care va fi permis numărul maxim de 10 persoane. Datele oficiale arată că până pe 8 mai în orașul Durlești au fost confirmate 64 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale deservesc în continuare cetățenii în regim special. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, în perioada 11 și 15 mai nu vor fi deserviți solicitanții și beneficiarii de prestații din raionul Ștefan Vodă, dat fiind faptul că în centrul raional, unde este amplasată Casa Națională de Asigurări Sociale, este stabilită carantină. Primirea cetățenilor va fi începută după sistarea situației de carantină în orașul Ștefan Vodă. În incinta instituțiilor, vizitatorii vor fi admiși doar cu condiția că poartă mască de protecție și mănuși, cu asigurarea respectării distanței sociale. Continuăm cu știri externe. Mai mult de 1,5 milioane de persoane s-au tratat de noul tip de coronavirus. Numărul infecțiilor însă crește mult mai rapid în lume. Există deja peste 4.200.000 de cazuri. Decese cauzate de COVID-19, mai mult de 284.000. Aceste date sunt furnizate de Organizația Mondială a Sănătății. Mai multe informații în cele ce urmează. În Ucraina, regimul de carantină poate persista până la sfârșitul acestui an. Medicul sanitar șef al Ucrainei, Victor Liașcu, a declarat că dacă vara numărul de cazuri noi de infecție cu coronavirus nu scade, atunci masca protectoare va deveni prietenul permanent al ucrainenilor până la sfârșitul anului 2020. Potrivit lui Liașcu, următoarea decizie de prelungire a carantinei în legătură cu epidemia COVID-19 va fi luată pe 22 mai. Potrivit Ministerului Sănătății țării vecine, de la începutul pandemiei, peste 15.000 de persoane au fost infectate cu coronavirus în Ucraina. Numărul de decese se apropie de aproximativ 400. La Geneva, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, mii de oameni stau în rând zilnic pentru a primi mâncare gratuită. Criza cauzată de pandemia coronavirusului a evidențiat numărul persoanelor care, de obicei, nu sunt observate în orașul băncilor private și a magazinelor de lux. Vorbim despre oamenii care lucrează în sectorul serviciilor de deservire și gospodărie. Din cauza crizei, majoritatea și-au pierdut sursele de venit pentru că au primit bani doar pentru munca pe care au prestat-o. Șirul de oameni care au stat la coadă pentru a primi aliment gratuit se întinde mai mult de 1 kilometru, întrucât trebuie păstrată distanța. Nu numai creștinii au întâmpinat acasă sărbătorile de Paște în acest an, dar și musulmanii, care sărbătoresc una dintre importantele sărbători, Ramadan. Exact 30 de zile credincioșii nu pot nici să bea, nici să mănânce de la răsărit până la apus. În această lună ei obișnuie să viziteze persoanele în vârstă și să îi invite pe cei dragi la cină. Dar poate pentru prima dată musulmanii sunt nevoiți să renunțe la aceste tradiții și să se roage în timp ce stau acasă în carantină. Credincioșii compară ultimele evenimente cu venirea Kirzamanului sau a Apocalipsei. În Arabia Saudită, pelerinii sunt îndemnați să amâne temporar toate călătoriile în locurile sfinte. Totuși, imamii explorează activ spațiul virtual unde își conduc predicile. Pentru unii carantină, pentru alții libertate. În timp ce oamenii sunt obligați să respecte regulile impuse de COVID-19, animalele dimpotrivă simt pace și libertate. Noaptea, în Franța, pe drumurile de țară, puteți întâlni mistreți sălbatici și căprioare plimbându-se. Odată cu începutul carantinei, tot mai multe animale au început să exploreze teritorii pe care oamenii l-au preluat anterior de la ele. Orașele mai puțin zgomotoase și agitate devin confortabile și pentru arici. Aceste vietăți preferă să ducă un stil de viață în mare parte nocturn. Dar, de exemplu, în Marea Britanie, după introducerea carantinei, ariciul se observă prin oraș seara de vreme.
Președintele țării Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu conducerea Asociației Băncilor din Moldova și a unor asociații de business pentru a discuta situația din economie în condițiile crizei provocate de pandemie și problemele sociale care rezultă din aceasta. Șeful statului i-a anunțat că cercurile de afaceri au semnalat probleme legate de obținerea creditelor, iar statul, la rândul său, și-a exprimat disponibilitatea de a achita dobânda la credite pentru persoane juridice în baza cererilor depuse. În legătură cu situația dificilă din țară, am solicitat interlocutorilor mei să formuleze mai multe sarcini care, în opinia lor, trebuie soluționate și în strictă coordonare cu organele puterii de stat să stabilească metode de realizare a lor, a spus Igor Dodon. Deținătorii de patentă care nu au înregistrat niciun venit în perioada stării de urgență vor începe să primească din 12 mai ajutorul de șomaj de 2.775 de lei. Ajutorul de șomaj unic se achită de către Casa Națională de Asigurări Sociale prin intermediul întreprinderii de stat Poșta Moldovei. Pentru a primi suma indicată, beneficiarii se pot adresa din această dată la orice oficiu poștal cu buletinul de identitate. Potrivit dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale, ajutorul de șomaj unic în cuantum de 2.775 de lei îl vor primi titularii care dețin patenta valabilă la data declarării stării de urgență, 17.03.2020. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, și persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse prin fitotehnie, horticultură și de obicei ale regnului vegetal. Condiția de acordare ajutorului de șomaj unic este ca persoana care se încadrează în una din categoriile menționate în luna martie 2020 să nu fi realizat niciun venit asigurat. Nu este necesar ca persoana să depună cerere pentru acordarea ajutorului de șomaj unic. Ajutorul de șomaj se va achita deținătorilor de patentă până data de 30 iunie 2020. Pe parcursul săptămânii, municipalitatea va discuta propunerile de achiziție a 100 de autobuze noi. Discuțiile publice au fost anunțate de primarul general Ion Ceban, care a precizat că în condițiile actuale capitala are mare nevoie de noi unități de transport în comun. Unitățile de transport vor fi lansate pe rutele municipale și marea majoritate vor circula în suburbii. Autobuzele va fi contractate de municipalitate în chirie sau în leasing. Prețul unui autobuz este de 120.000 de euro și include, potrivit dealului, anumite reduceri și scutiri de TVA. Spitalul Clinic Municipal numărul 1 va purta numele marelui academician și obstetrician ginecolog Gheorghe Paladin. Despre aceasta anunța primarul general de Chișinău Ion Ceban chiar în ziua de 9 mai, atunci când celebrul doctor habilitat în științe medicale își sărbătorește ziua de naștere. Un bun exemplu pentru generațiile viitoare de medici, un om valoros de știință, de o cum se căde în ierară, care tratează și salvează vieți. Astfel a fost descris renumitul medic obstetrician Gheorghe Paladi de edilul Capitalei, în semn de recunoștință și de la mulți ani la cei 91 de ani împliniți. Vă bucură că chiar în anii grei după război, anii, sfârșitul anilor 50, începutul anilor, când orașul Chișinău era distrus, când absolut... Noi acum avem o mortalitate 10 la 1000 de naștere, 10. În timpul liceului era 180-200. Ion Ceban i-a mulțumit ilustrului academician Gheorghe Paladi pentru aportul adus în cei 70 de ani de activitate în calitate de medic obstetrician, menționând că este o legendă vie de la care avem ce învăța. Și vă mulțumesc, doamna academician, foarte mult pentru tot ce ați făcut, pentru tot ce îi faceți, pentru istorie și o legendă vie. Și vreau să vă doresc multă sănătate în continuare, ani înainte, și o să facem, poate vă spun acum, nu știu dacă vă corecți, v-am informat, să facem demersurile acestor dat să-l devenim în cinstea dumneavoastră. Renumitul medic obstetrician ginecolog Gheorghe Paladi, fondatorul sau patriarhul obstetricii și ginecologiei din țară, face parte din promoția de aur a Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. În continuare urmăriți știrile din sport. Mai multe informații găsiți pe site-ul nostru acratimatv.md. Sunt Vera Ciocan și vă urez o zi frumoasă în continuare. La revedere!